Viața cuvioșilor Varsanufie și Ioan din Gaza. Sfântul Varsanufie era de origine din Egipt și a îmbrățișat viața ascetică încă din tinerețe. Trecând într-o zi pe lângă un hipodrom unde se desfășura una din acele deșarte întreceri, care deslănțuiau patimile privitorilor, el își zise: iată cum fiii diavolului luptă cu atâta zel, cu cât mai mult trebuie să alergăm noi, fiii împărăției, pentru a câștiga biruința. Atunci el s-a dus în Palestina, unde a intrat sub ascultarea și călăuzirea unui bătrân numit Marcel. Apoi, urcând din treaptă în treaptă pe scara desăvârșirii, se retrase prin diferite chilii singuratice pentru a se dedica, departe de oameni, rugăciunii contemplative, ajungând să dobândească curăția inimii și desăvârșita nepătimire, s-a dus în mănăstirea Avei Serit, aproape de Gaza, și s-a așezat într-o chilie mai izolată, puțin în afara mănăstirii, fără să primească pe cineva, timp de peste 50 de ani. Numai Ava Serit venea și îi aducea o dată pe săptămână sfintele taine și hrană, 3 pâini și puțină apă. Fericitul bătrân era adesea dăruit cu lacrimile mângâierii și înălțat la contemplări sfinte, încât de multe ori uita să mănânce și să bea până săptămâna următoare. Grăia despre el însuși ca și cum ar fi vorbit despre altcineva: Fiul lui Dumnezeu mi-este martor, știu de un om aici în mănăstire care poate rămâne fără niciun fel de hrană sau băutură până la venirea Domnului. Nu-i lipsește nimic din toate acestea, pentru că hrana lui, băutura lui, haina lui, veșmântul lui sunt Duhul Sfânt. Cu prilejul acestei vizite săptămânale a egumenului, el dicta lui Serit învățături pentru fiii lui duhovnicești, călugări și mireni, care întrebau prin scrisoare spre lămurirea tot felul de subiecte despre viața duhovnicească, cum să se poarte în legăturile cu semenii, asupra unor înțelesuri tainice ale Sfintei Scripturi, despre Sfintele Dogme sau chiar privind unele detalii ale vieții zilnice. Când Varsanufie început să dicteze asemenea scrisori lui Serit, acesta, neaducând cu sine ceva de scris, se tulbură, gândind că nu va putea să-și aducă aminte atâtea cuvinte. Bătrânul îi ghici gândul, fața îi străluci ca focul și îi spuse: mergi și scrie și nu te teme. Dacă ți-aș spune 10.000 de cuvinte ca să le scrii, Duhul lui Dumnezeu nu te va lăsa să scrii nici mai multe, nici mai puține decât ți-am spus, chiar dacă ai voi. Ce îți va conduce mâna ca să scrii acestea într-o aceeași rânduială? Scrisoarea întâia. Întemeiat pe piatra smereniei și având prin neîncetată amintirea lui Dumnezeu desăvârșită seninătate a inimii, era plin de iubirea divină pe care, după chipul iubirii lui Dumnezeu Tatăl, o revărsa din inima lui asupra tuturor celor care îi se adresau. Retragerea lui nu însemna dispreț față de oameni, ci dimpotrivă se comporta față de toți cu atenția și purtarea de grijă a lui Dumnezeu însuși. El îi încuraja prin cuvintele și sfaturile scrise care ajungeau la ei, îi mângâia, îi mustra, împărtășindu-le bucuriile și durerile, acoperindu-le greșelile și luându-le asupra lui. Eu socotesc drept ale mele câștigurile și foloasele fiecărui om și ale fiecărui suflet, scria el, de aceea cu bucurie și arzând mă dăruiesc jertfelnic pentru sufletele voastre, cum bine știe Dumnezeu, singurul cunoscător al inimilor noastre. Scrisoarea a treia. Prin rugăciunea și învățătura sa, Sfântul Varsanufie le oferea fiilor săi duhovnicești viața cea adevărată, așa cum Dumnezeu Tatăl dă viața Fiului Său, și le făgăduia
că în ziua judecății el se va înfățișa cu toată încredințarea înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu și va zice cu glas strălucitor spre uimirea îngerilor și a tuturor puterilor cerești: iată eu și fiii care mi-a dat Dumnezeu. Scrisoarea 117. Cu asemenea încredințare, acest om dumnezeiesc deslega în numele lui Dumnezeu păcatele celor ce îi se mărturiseau lui. El vestea de asemenea viitorul și vindeca bolile ucenicilor săi. Numeroși au fost cei care și-au redobândit astfel sănătatea, ori au fost izbăviți în lupta cu patimile, punându-și pe cap acoperământul lui sau atingând lucruri pe care el le trimitea în dar. Însă dintre toate aceste daruri pe care îi le împărtășea Duhul Sfânt, cel mai mare era cel al deslușirii gândurilor sau al dreptei socotințe și al învățăturii duhovnicești, pentru că aceste daruri rămân lucrătoare prin veacuri până în zilele noastre pentru toți cei care citesc cu evlavie cartea scrisorilor lui de călăuzire duhovnicească. Duhul pe care Sfântul Varsanufie îl comunica ucenicilor este acea lege a libertății, care se dobândește prin lepădarea de toată grija cea lumească, murind sieși, precum și oricărei făpturi, pentru a se dărui pe de-a-ntregul sălășluirii lui Dumnezeu în minte, în bucurie și în credere. Odată cu aceasta, el învăța pe frați să nu se prețuiască sau să se măsoare pe ei înșiși, ci să aducă tot timpul rugăciuni de mulțumire înaintea lui Dumnezeu pentru întărirea și ridicarea din slăbiciunile lor. El nu se rușina să-și mărturisească ucenicilor luptele pe care a trebuit să le ducă înainte să ajungă la starea de odihnă față de grijile și necazurile produse de marea alipire de lume care ne ține într-o agitație chinuitoare. Dar rămânea întotdeauna într-o deosebită reținere în a-și mărturisi harurile pe care Dumnezeu îi le încredința. Uneori totuși își îngăduia mărturia răpirilor și extazelor lui, spunând de pildă că el cunoștea un om care suise până la al șaptelea cer sau scriind, grăiesc înaintea lui și numind, că știu pe un rob al lui Dumnezeu între oamenii de acum, în această vreme și în acest loc binecuvântat, care poate scula morți într-un numele Stăpânului nostru Iisus Hristos și poate alunga demoni și vindeca boli de nevindecat, care poate opri și războaie, poate închide și deschide cerul ca Ilie. Căci totdeauna are Domnul slugi adevărate, pe care nu le mai numește slugi, ci fii, și precum a lucrat prin primii săi ucenici, așa poate lucra și prin cei de acum. Scrisoarea 90. Astfel, când o ciumă teribilă avea să pustiască Imperiul Roman, în 542-543 s-a stăruit pe lângă marele bătrân să se roage pentru lumea în pericol. El descoperi atunci, tainic, că era unul din acei trei bărbați desăvârșiți înaintea lui Dumnezeu care au întrecut măsura omenească și au primit puterea să lege și să deslege. Ei stau drepți, neclintiți mijlocitori, ca să nu nimicească dintr-o dată lumea, ci prin rugăciunile lor să o certe cu milostivire. Și le s-a spus lor că pentru puțin timp va mai dura mânia. Și adăugă: deci rugați-vă împreună cu ei, iar rugăciunile acestor trei, grăia el, se întâlnesc la intrarea în jertfelnicul de sus al Părintelui Luminilor și se bucură veselindu-se împreună în cele cerești. Dar când privesc la pământ, plâng și se tânguiesc și jelesc împreună
pentru relele ce le fac, stârnind mânia lui Dumnezeu. Aceștia sunt Ioan din Roma, Ilie din Constantinopol și un altul din eparhia Ierusalimului. Și cred că vor dobândi mare milă. Da, vor dobândi. Amin. Scrisoarea 569. Dar cu toate aceste dovezi ale harului lui Dumnezeu, starea de retragere a sfântului bătrân atrăgea bănuielile unor călugări slăbănoci la râvnă, care cugetau în sine că Serid inventase existența zăvorâtului pentru a-și așeza mai bine autoritatea lui. Atunci, sfântul Varsanufie hotărâ să-și deschidă pentru o singură dată ușa chiliei. El îi primi pe toți frații cu blândețe, le spălă picioarele și apoi se retrase. După câțiva ani, Varsanufie lăsă chilia sa altui bătrân credincios și desăvârșit ucenic, despre care el spunea: pentru viața fiului meu, iubit, smerit și ascultător, care nu face decât una cu mine și care a renunțat întru totul până la moarte, la toate voile sale, ce să spun? Domnul a zis: cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Și el a zis: orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul său. Într-adevăr, sfântul Ioan, ucenicul, urma în toate felul de viața lui Varsanufie. El dobândise până la cea mai înaltă măsură darul vederii duhovnicești și al profeției, încât nu mai avea nevoie să vadă sau să scrie părintelui său duhovnicesc pentru a comunica cu el și a împărtăși toate gândurile. De aceea a fost supranumit prorocul. Ca și Varsanufie, el comunica prin scrisori cu ucenicii săi, prin mijlocirea mai întâi a Avei Serid și apoi a sfântului Dorotei, care se pomenește la 13 august. Păstrând și el o pace netulburată, întemeiată pe sfânta smerenie și pe necontenite lacrimi, el nu a învățat decât în umbra marelui său bătrân, tâlcuind răspunsurile lui, dând îndrumări mai practice sau întărind ucenicii într-o credință neclintită și zicându-le: bine vă este ca doi să se roage pentru voi, căci doi sunt mai puternici decât unul singur. Scrisoarea 783. Dacă vreunul voia în chip ispititor să pună la încercare dreapta judecata celor doi bătrâni, adresându-le Ioan aceeași întrebare ca și lui Varsanufie, profetul păstra tăcerea sau îi sfătuia să urmeze în toate învățătura marelui bătrân. Când era întrebat Varsanufie, el răspundea: fă cum ți-a spus fratele Ioan. Dumnezeul lui Varsanufie și al lui Ioan este unul și același. Scrisoarea 224. În al 18-lea an al retragerii lui Ioan, părintele Serid s-a săvârșit din această viață, lăsând conducerea în mod succesiv tuturor fraților. Sfântul Varsanufie s-a retras atunci la o mai desăvârșită liniștire, iar Ioan vesti că și el își va sfârși petrecerea pământească peste o săptămână. Călugării, întrecându-se în smerenie, au renunțat rând pe rând la succesiune și, în sfârșit, după rânduiala dată de Ioan, care tocmai confirma o prezicere a lui Varsanufie, a fost ales într-un glas un oarecare Elian, care de curând părăsise lumea intrând în cinul monahal. Înspăimântat de sarcina care îi se cerea, el îl rugă stăruitor pe Ioan să mai rămână între călugări două săptămâni pentru a-l învăța cu deamănuntul cum să o cârmuiască mănăstirea. Profetul se învoi și rămase încă două săptămâni în viață. Scrisoarea 576-598. Scurgându-se acest soroc, chemă toți frații la el, îi îmbrățișă pe fiecare,
Apoi îi trimise în pace pentru a-și încredința tainic sufletul lui Dumnezeu. Nu se cunoaște cum și când Sfântul Varsanufie și-a sfârșit petrecerea sa pământească, cum 50 de ani mai târziu se socotea că este încă în viață, Patriarhul Ierusalimului a dispus să se deschidă chilia sa. Dar a izbucnit atunci un foc care a învăluit adunarea.